Este un proiect maraton. Studioul nostru de producție de filme documentare probabil că s-a confruntat cu cele mai multe provocări profesionale realizând acest film, pe care l-am asumat și la care am lucrat, dacă stau să iau și perioada de documentare, atunci peste 20 de ani a durat. Așa își descrie profesorul universitar dr. Gabor Xanthus în câteva cuvinte încărcate de amărăciune, una dintre cele mai mari și mai ambițioase proiecte din întreaga sa carieră, dedicată în întregime cinematografiei. Cuvinte pe care și le găsește cu greu, fie și numai pentru că, de la bun început, pe vremea când era o simplă ciornă de-abia schițată pe hârtie și înaintată spre aprobare celor pe care îi considera viitori parteneri, îndreptățiți să-i stea alături într-o aventură uluitoare, proiectul său s-a potignit în hățișul birocrației. Aceeași birocrație de care, imediat ce a preluat conducerea studioului Xanthus Film, responsabil de realizarea în cele din urmă a peliculei, regizorul și directorul de imagine, dr. Aaron Xanthus, fiul și urmașul în profesia lui Gabor, avea să se lovească și el în repetate rânduri. Ideea a plecat din data centenarului celebrei expediții Belgica, prima expediție științifică internațională care a pus piciorul pe continentul Antarctic. Asta era în anul 1897 și a durat 2 ani, 1999. Deci centenarul acestei expediții era în anul 1997. Eu atunci lucram la televiziunea română, făceam filme documentare și am propus colegilor, hai să facem un film despre Emil Racoviță, e centenar, toate națiunile participante la expediție serbează cu surle și trâmbițe s-a sărbătorit centenarul acestei mari aventuri științifice ale omenirii. Și sigur am fost felicitat, bătut pe umăr, că ce idee frumoasă, nu se poate face. Cum adică să mergi în Antarctica să filmezi acolo, să filmezi în pește, pentru că Racoviță este cel care a fondat o nouă știință pe plan mondial, biospeologia. Cum adică să mergi în peștera Coava del Drac din Baleare, unde el a descoperit acea Difocirolana Moragoezi, gâza aceea oarbă de peșteră de unde a plecat știința biospeologiei. Deci nimeni nu a crezut în proiectul acesta, s-a părut atât de hilar și atât de îndepărtat și atât de imposibil de făcut, datorită anvergurii și geografice și alocațiilor problematice și grele, încât nu am primit absolut nicio susținere pentru a se concretiza acest proiect, doar felicitări și bătăi pe umăr. Așadar, felicitări, bătăi condescendente pe umăr în semn de apreciere și o mare doză de neîncredere în ceea ce privește posibilitatea de realizare a proiectului. Atât au primit Gabor și Aaron Xanthus în locul mâinii strânse ferm, ca o pecete a încheierii unui parteneriat de care se așteptau să aibă parte. În pofida pesimismului afișat de toți cei la ușile cărora bătuseră pentru a obține sprijin, cineaștii clujeni nu abandonează ideea, cu atât mai mult cu cât savantul român, căruia intenționau să-i dedice documentarul în semn de omagiu, era un mare necunoscut pentru cei mai mulți dintre conaționalii săi. A trecut centenarul, proiectul acesta nu s-a putut finaliza, nu s-a putut începe, pentru că nimeni nu a crezut că acest proiect poate fi dus la bun sfârșit, datorită acelor situații sau condiții pe care le-am amintit adineauri. Ideea însă nu a fost abandonată de noi, ne-am tot gândit că un film totuși despre Emil Racoviță trebuie făcut. Un alt moment care m-a convins definitiv că trebuie făcut filmul acesta a fost acela când am trimis două echipe de filmare de studenți de-ai mei de la cinematografie să realizeze niște interviuri de stradă la cele două busturi ale lui Racoviță, care se găsesc în Cluj. Deci Emil Racoviță are două busturi în același oraș, în locuri publice. Și am rugat pe studenții mei să întrebe pe trecători cine este cel de pe bust. Și au venit fiecare, s-au realizat peste 100 de interviuri de stradă. Întrebarea a fost aceeași.
cine știe, cine este, sigur, că cine e, scrie pe că Emil Racoviță. Cine a fost Emil Racoviță? Răspunsurile sunt absolut hilare. Tocmai hilaritatea răspunsurilor primite, dovadă clară a ignoranței celor intervievați în ceea ce privește personalitatea covârșitoare pe plan mondial a marelui Emil Racoviță, i-a determinat pe cei doi clujeni, Gabor și Aron Xantus, să ia foarte în serios realizarea într-un viitor apropiat a documentarului A ști sau a nu ști, Emil Racoviță, cel mai complex film documentar de lung metraj realizat vreodată în România. O peliculă în egală măsură biografică, istorică și expediționară, bazată pe noi cercetări privind activitatea de explorare întreprinsă de-a lungul carierei de savantul explorator român. Iar primul lucru pe care aveau să-l realizeze cei doi pentru a da viață proiectului a fost să adune cât mai multe informații despre eroul documentarului lor. A urmat, după această inițiativă de a face un film la Centenar, a urmat o perioadă de, hai să numesc, de cercetare sau de prospecție al subiectului. La vremea aceea au trăit acele persoane sau chiar personalități, dacă pot să spun, care l-au cunoscut pe Emil Racoviță personal. A trăit nepotul lui Emil Racoviță, profesorul universitar Gheorghe Racoviță, a trăit reputatul profesor și speolog care a fost asistentul lui Racoviță, profesorul Iosif Fiman. Deci am avut în echipa de specialiști și de coautor la scenariu nume sonore în ceea ce privește viața și opera lui Racoviță. Odată 19 oameni ce au plecat pe un mic și șubred vas să exploreze polul sud. Ei nu erau nici bogați, nici puternici, nici renumiți, dar erau conștienți de ceea ce se duceau să facă și știau ce îi așteaptă. Și ajunși acolo, au făptuit greșeli și au fost prada slăbiciunilor omenești, dar au lucrat cât au știut mai bine și au făcut tot ce au putut. Și s-au întors numai 17, zicându-și că moartea celor doi sărmani tovarăși și propriile lor suferinți nu vor fi fost zadarnice, căci au putut adăugi o mică pietricică la edificiul științei, la acel focar de lumină, de adevăr și dreptate, care călăuzește omenirea spre timpuri mai bune. Just make out Cape Horn. The weather is quite windy and it's very, very cold. We have about a 35 knot wind, and this is a place where many, many, many ships have gone down because the conditions are so treacherous here. It's very important to be navigating correctly, of course. Racoviță made very important contribution to the scientific results of the Belgica expedition and I would say to Antarctic science in general. În perioada în care lucra la Banyuls, Racoviță, așa cum am găsit în arhivele stațiunii, a coborât în mare la 10-12 metri cu un scafandru zibe. Îl putem considera primul naturalist român care coboară în mare cu un scafandru pentru a observa și a
colecta animalele pe care dorea să le studieze. Nous sommes ici donc au laboratoire Arago. À ma gauche, il y a le bâtiment historique du laboratoire dans lequel Émile Rakovitsa a travaillé. Et donc, comme vous voyez, ce laboratoire est vraiment au bord de l'eau, au bord de la Méditerranée. 3 martie 1898. Belgica înainta din ce în ce mai încet. Apoi se ciocni de un lan întins și se opri de tot. Încetul cu încetul, apa liberă dispăru și Belgica fu cuprinsă pentru 13 luni în strâmtoarea de fier a ghețurilor australe. Domn profesor, veniți cu noi în Munții Apuseni, pe Valea Rieșului. Avem sus o peșteră cu foarte, foarte multă gheață și frumoasă. Gheață? Gheață, domn profesor. Întemeierea în cadrul universității a primului institut de speologie și, să zicem, întemeierea unei științe absolut noi pe tărâm mondial, biospeologia, știința care studiază viața din peșteri, l-a plasat printre somitățile lumii. Pentru a readuce cât mai fidel atmosfera situațiilor de odinioară, fotografiate la acea vreme de Rakovitsa în alb și negru, recurgem la un experiment inedit, folosind o tehnică modernă. Cu ajutorul unor eșantioane de culoare autentice, preluate din obiectele rămase din patrimoniul Belgicii, reproducem universul cromatic din interiorul vasului. Belgica fusese o pată de culoare în albul veșnic al Antarcticii. Ce peripeții au trecut Gabor și Aron Xanthus, cum au ajuns să pășească pe insula de gheață cu nume românesc din Antarctica, dar și despre momentele de groază trăite în volbura apelor oceanului planetar, în timp ce traversau strâmtoarea Drake, în partea a doua poveștii despre filmul ținut sub cheie, A ști sau a nu ști, Emil Rakovitsa.